droguri, alcool, dependențe și viață dublă în credință, în biserică, dar până la urmă întâlnire reală cu Dumnezeu. Așa aș sintetiza ultimele două episoade din emisiunea Vieți Transformate. Daniel și Diana Ușvat împreună cu noi, bine ați venit! Mulțumim! Mulțumesc și eu de episoadele anterioare. Așa, foarte pe scurt, să le prezentăm celor care nu au prins povestea voastră. Dar m-a frapat în episodul anterior când ziceai, Diana, despre muzica pe care o asculta Daniel atunci când lua droguri. Deci și muzica, într-un fel, mână în mână cu un anumit gen de muzică, cu drogurile. Dar hai să facem așa o scurtă recapitulare și apoi discutăm întrebările pe care le mai am depus. Spuneți voi. Da, deci eu am crescut în biserică. În America. În America. Diana, România. Tu te-ai și născut în America. Da. Din părinți români. Da. Și mergeam la biserică, soția am cunoscut-o 2005-2007, undeva pe acolo. 11 ani ea, 13-14 ani tu, cam undeva pe acolo. Da. Sau, nu? Un an diferență între noi. 13-14 ani. Da. Da. Și încet, încet am deschis ușa diavolului, începeam să iau alcool, marijuana și cât... Mai luau și alți copii din biserică? Da. Din păcate. Știam. Din păcate, da. Am pretenit cei ce se aseamnă, cam se adună, se atrage și cam așa e. Din păcate, sunt mulți, poate că nu ajung. Dar nu totdeauna e valabilă treaba asta, pentru că, de exemplu, la Iuda, cel care l-a vândut pe Domnul Iisus, avea niște prieteni extraordinari. Apostolii și pe Domnul și totuși a fost trădător. Așa e. Din păcate, așa este în multe biserici și eu am tras și m-am dus într-o extremă cu droguri. Mulți nu ajung chiar acolo. Ajung la un nivel mic unde se joacă un picior în biserică, un picior afară. Eu m-am dus mulți ani așa și la Te un moment dat... Te-ai dus afară în patru labe și picioarele și mâinile. Da, m-am tot dus afară. Total, am zis nu mai trebuie biserică. Când m-am dus la armată, când ne-am căsătorit... În Marina Americană. Da. Când ne-am căsătorit în 2016, atunci am încercat cât de cât să-L caut pe Domnul, să-L las de lume, dar nu a fost, cum zice în Corinteni, că totul să fie nou. Fost... Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Da. Nu 99,99%, totul. Asta. Și era vreo 70%, 30% încercam să păstrez acolo. Dar când ne-am mutat înapoi în America, în 2017, atunci am deschis iar o ușă, încet, încet. Și în 2020, când a venit pandemia, mi-a luat mintea, mi-a zis colegul meu de lucru, care deja lucram de câțiva ani cu el, eram cei mai buni de acolo din companie. Înainte, mutam oameni, lucram pe un camion, conduceam camionul și eu cu el mutam mobilă și era o muncă fizică, grea. Și într-o zi, când era pandemie, nu trebuia să mă duc neapărat acasă, eu mergeam la sală, zilnic. Mă, sala s-a închis, ce să mai facem? Discutam de droguri, de mai multe, ce am luat eu, pastile, asta știam că el se droghează cu metamfetamină, ceva tare. Și am zis într-o zi că oricum o să durează numai câteva zile pandemia, o să devine la normal, pot să iau și asta. Și înainte să iau prima oară, mi-a zis, am văzut multe familii distruse din drogul ăsta. Și parcă au intrat printr-o ureche, au ieșit prin aia altă și am luat de atunci numai în jos. S-a dus viața mea, sănătatea mea, sufletul meu, tot. Deci a fost o perioadă până în 2021. Diana, tu erai un actor, un spectator la tot filmul care se întâmpla în viața soțului tău. Dar nu aveai nicio putere, nu aveai cum să-i intervii. Nu înțelegeam ce se întâmplă, deveneam tot mai tristă, tot mai singură, departe de familie, de casă. Până când Dumnezeu Daniel a întâlnit pe Dumnezeu. Dar totuși lupta a continuat pentru încă puțină vreme. Ce frumos! Și va continua până la final? Până vom închide ochii? Va continua. Așa. Domnul ne dă putere să stăpânim și ne vrea să stăpânim ușa aceea până la moarte.
Spuneai în episodul anterior despre muzică, Diana spunea despre muzică. Daniel, cum ce asculta, ce anume te-a frapat la... Ții minte că odată m-am uitat prin playlist-ul de pe Spotify și încercam să găsesc... Voi asta 7 ani în America. Da, aproape. Încercam să găsesc o melodie creștină, nu am găsit niciuna. Și m-a durut foarte tare. De fiecare dată când mergeam cu mașina, dădeam muzica la maxim, rap, tot felul de muzică. Rap e muzica la care dai din cap? Lumească. Da, da. Și cuvintele sunt foarte, foarte urâte. Muzică lumească rănia duhul meu și uneori mai încercam să pun eu muzică. Îmi închidea. O dădea pe mut. Nu suporta să asculte muzică creștină. Ceva, pe el deranja muzica creștină, ceva în el. Respingea. Și pentru mine era o durere, pentru că nu suportam ce asculta el. Mai ales că mai înțelegeam și versurile și... Și eu nu suportam muzica creștină. Când punea parcă ceva din mine, țin minte că de câteva ori am lovit stația. Nu-mi trebuie mie asta, asta e muzică de moș și de babe, muzica asta lentă. Nu-mi trebuie, mie-mi trebuie ceva să mișcă sufletul, să mișcă... Nu știam că se mișcă duhurile din mine, nu știam. Crezi că muzica de un anumit gen mișcă într-adevăr duhurile rele în om? 100%. Da? Eu am auzit asta că în Africa, cum au început cu tobele, înainte de război și asta, să intre duhurile în oameni, să prindă curaj, să prindă asta, să meargă plin de nerv, să ucidă. Așa e, uite, și acum în ziua de azi, unde e la lupte, la asta, pagă un anumit fel de muzică în oameni, să îi pune într-o stare lumească. Am văzut, de exemplu, un supermarket, seara, înainte de a închide, pune o muzică un pic așa mai agitată ca să se îndrepte lumea spre ieșire, că deja e ora închiderii. Așa e. Muzica are foarte mare efect asupra minții oamenilor. Să nu-mi zici că ai început să asculți muzică de moș și de babe. Da, când s-a întors la Dumnezeu, prima dată mergeam spre centru unde se făceau consilieri, că ei țineau și slujbe, și mi-au pus ceva, nici măcar muzică, au pus niște, un om care recita versete, cum se numește? Pe muzică lentă, el recita versete. Deci aia am ascultat-o drumul și așa, în surdină. Și pentru mine... Ceva mega liniștitor. Da, când el spunea înainte că ce-mi pui muzică creștină să mă adoarmă, el acum a trecut el în extreme, sau muzica pe care a început să o asculte era o muzică mai, puțin mai veche, nici măcar muzica creștină modernă. Și conduceam sub limită de viteză. Da, de atât era de calm. 60 la oră. Hai, Daniel! Ea zicea, mă, nu te uiți la ce viteză ai. Mă trezeam, mă, merg sub limită, hai să dau mai tare. Atât era de plin de pace. Ce frumos! Eu când m-am rugat lui Dumnezeu, îmi doream o schimbare și visam cumva la ce ar putea să facă Dumnezeu, dar n-am visat că Dumnezeu va face atât de mult. Și, cum ați spus și la început, dorim o schimbare de poate 99%, 9%. Dumnezeu a făcut o schimbare radicală în fiecare aspect al vieții lui. Când veneau duhurile peste Saul, venea David și cânta la harfă și se liniștea. Saul se mai liniștea. Deci, într-adevăr, muzica are un efect clar. Da. Interesant. Alte aspecte legate de consumul de droguri, dincolo de muzică, ce ar mai putea fi? Izolarea. Un lucru, am un frate, 35 de ani, a fost pe droguri. Homeless, fără casă, fără nimic. Un lucru pe care am văzut și în viața mea. Un frate de corp sau un cunoscut? Un frate în Domnul, că s-a întors și el la Domnul și a fost eliberat. 35 de ani pe droguri. 35 de ani, deci când îți povestește viața lui... împușcături cu poliția, un bebe de-a lui de câteva luni împușcat în mâinile lui, omorât. Bătăi cu gangs, cu tot felul. Deci o viață de film. În America sau în România? În America. Dacă vine în România, spune că limităm la vieți transformate. Da, ar veni. Dar a spus un lucru, că cât era el de puternic și era un om mare, așa, când s-a întors la Domnul, zicea că toată viața mea eram un fricos. De aia consumam. Și am văzut și eu în viața mea. Și mulți oameni le frică. Dar de ce? De calea să împărtășească o vorbă bună, să iubească, să calce pe
calea Domnului le frică. Deci e mai ușor să înjură, mai ușor să vorbească de rău, mai ușor lucrurile astea, dar cât era plin de duhurile alea, de nervi și de ură, de fapt, pe la spate, era un om fricos. Așa eram și eu toată viața. Diana, dacă ar fi să faci un ghid al soției, ce ai scrie acolo? Care sunt indicii sau indicatorii că soțul a pornit pe un topogan? Și când pornești pe topogan, mergi încet, în vârful topoganului. Da, după aia prinzi viteză și nu te mai oprești. Da, cum am spus. Deci, cum spuneai, izolarea, da. Muzică, care ar fi câteva schimbarea comportamentului radical. Izolarea, nu mai petrecea timp cu mine. Cât mai mult să fie singur, să plece de acasă. Ești cu prieteni? Cu prieteni, chiar anturajul din care făcea parte era foarte rău. Într-o seară mi-a spus, merg la un priveghi. Un prieten de-al meu a fost împușcat în cap. Un coleg de muncă. Ca să vă dați seama din ce anturaj făcea parte. Și merg la priveghii lui. Când te-ai dus cu el? Nu, nu aveam ce căuta eu. Când s-a întors acasă, a căzut direct în pat. Nu se putea ține pe picioare. Era băut. Acum știu, uitându-mă în urmă, că era și drogat. Nu știu cum m-au condus până acasă. Era chiar înainte de ziua mea de naștere. Seara dinainte zilei mele de naștere. Când trebuia sărbătorit frumos, cu lumânări, cu... Da. Și atunci toată noaptea am plâns și am spus că... L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să găsesc o cale de ieșire. Se izola de mine, un om certăreț. A fost harul lui Dumnezeu că nu ați divorțat. Da. Da. De multe ori m-am gândit și îmi doream. Ați fost pe punctul de a divorța? Eu îmi doream, doar că când mă duceam seara și stăteam în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi schimba gândirea. Și am spus, eu sunt o luptătoare, eu nu pot să renunț, mă duc, divorțez și ce sunt? Diavolul se bucură, câștigă. Eu sunt o luptă, îmi spuneam așa, eu trebuie să lupt, trebuie să fiu biruitoare. Chiar i-am spus fratelui când am început să fac consiliere și Daniel tot se întorcea la droguri. Vreau să plec. Și am spus, gândește, dacă mai stai, poate încă o lună, Daniel se va întoarce radical. Ce mărturie o să ai? Așa pleci în România divorțată. Cât de trist. Și... Da, până la urmă, Dumnezeu a onorat credincioșia ta și, într-adevăr, cred că este un lucru după voia lui Dumnezeu să nu divorțeze soții, indiferent ce l-apucă pe celălalt, între ghilimele, pe el sau pe ea. Că sunt și cazuri când soția o ia pe drumul greșit. Dar, într-adevăr, divorțul nu este opțiune. Din cauza asta, jurământul la căsătorie este până când moartea ne va despărți. Nu până când actele ne vor despărți. Acum, în ziua de azi, parcă prea ușor oamenii se lasă. Eu cred că dacă era cineva să aducă actele în fața noastră, semnam și plecam fiecare. Chiar mi-a spus odată, i-am zis, plec în România, poți să pleci, că tot așa, lui nu mai păsa de căsnicia noastră, lui păsa doar să consume, să ia următorul drog, nu se mai gândea mai că își pierde familia, dar Dumnezeu cumva mi-a dat putere să rămân în continuare să lupt. Cum este viața voastră de familie acum la finalul discuției noastre? Și o să vă rog să venim și cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu fiecare. Mai avem câteva minute. Cum este viața voastră acum împreună, de credință? Vreau să spun că după ce Daniel s-a întors la Domnul, în luna mai, a fost când... 2021? 2021, în mai, ultimul lucru de care s-a lăsat au fost țigările. Și din mai, din anul 2021, până în prezent, n-am mai consumat nimic. Atunci, în mai, am simțit că am câștigat biruința finală. Și cum era viața noastră de atunci încolo? Te mai tem, Daniel, că ai mai putea să mai cazi? Sau e sigur în mâna Domnului? La început, da. La început ziceam, oare pot să merg până la capăt? Pot să merg. Mi-aducea aminte Domnul de noaptea aia de disperare. Trebuie să lupt până la capăt. Nu există o zi să-mi las armele jos. Spune, Diana, te-am întrerupt. Și uneori se mai gândește ce se întâmplă cu toți oamenii la care am mărturisit despre Dumnezeu și cum Dumnezeu m-a eliberat și acum să audă că eu am căzut și asta. Doamne, dar
după ce am câștigat, am primit biruință, stăteam ore întregi și vorbeam doar din cuvântul Domnului, minunile Domnului. Am început să experimentăm minunile lui Dumnezeu și aduceam, noi doi eram în cameră și puneam o muzică de închinare și efectiv îl lăudam pe Dumnezeu și ne rugam și stăteam ore întregi să discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu, despre... Cum, dacă ar fi să sintetizez așa istoria vieții voastre, ar fi cum se poate transforma un colț de iad într-un colț de rai. Exact. Așa a fost. Deși la începutul căsniciei era, nu ne prea certam, eram cât de cât liniștiți, dar nu am experimentat niciodată ce înseamnă ca doi soți să meargă împreună pe aceeași cale. Și acest lucru este ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi, pentru familie. Și să tragă împreună, că se întâmplă, vezi, așa în jug, două, care fiecare trage într-o direcție diferită. Dar aici trebuie să tragi împreună, în aceeași și direcție. Daniel a devenit ajutorul meu potrivit, așa cum Dumnezeu a vrut de la început și liderul tu spiritual. Tu să fii ajutorul potrivit, dar și da. Lider spiritual. Da, este un lider. Și chiar de multe ori, chiar și până în prezent, el uneori cu două blândețe așa mai îmi atrage atenția și ne ajutăm foarte mult pe calea credinței. Și nu îi spui niciodată, cine mă, tu îmi dai mie sfaturi? Nu, niciodată. Niciodată. Eu chiar apreciez și îi zic să mă corectez când zic ceva greșit. Și eu corectez și apreciem lucrul ăsta, că putem să ne spunem unul la altul când greșim. Deși poate la început mă simțeam că eu cumva am mai multă cunoștință în Scriptură, că citeam Biblia de când eram mică, dar Dumnezeu așa m-a învățat să-i dau lui Dumnezeu, lui, să-i dau de acum șansa să devină liderul pe care Dumnezeu a intenționat să și am încercat să nu par superioară. Când venea, uite, ai aflat asta din Biblie, eu știam poate de mulți ani, dar era ca și cum n-aș fi știut și... Ce frumos! Care e rolul iubirii în toată povestea voastră? Am văzut rolul iubirii lui Dumnezeu pentru voi, dar rolul iubirii unul pentru altul. Adică putea fi un moment când să zici, dă încolo de iubire, meriți și o viață mai bună. Iubirea nu e o emoție, să simți tot timpul. Iubirea e o decizie. O decizie. Și în fiecare zi trebuie să luăm decizia asta, eu o iubesc pe ea, pun relația noastră tot pe primul loc. Și lucrăm la asta, zilnic. Nu e ușor, dar zilnic. Reparăm. Dragostea e cea care schimbă cu adevărat. Cum am mai spus, uneori ca soții poate încercăm prin critică, prin control, să controlăm noi și credem că așa se va schimba niciodată. Dragostea este cea care învinge până la urmă. Și, și de multe ori și bărbații au o mândrie să zic, eu sunt liderul în casă, tu trebuie să asculți de mine și asta e greșit. Asta nu face nici Iisus cu noi, că El e liderul nostru. Noi trebuie să arătăm prin dragoste asta și să pășim pe calea asta împreună. Cu fetița ta, cum te porți ca un tată da, o credincios, mare... iubitor? Da. Iubitor de Dumnezeu, iubitor de familie, de oameni? Cea mai mare binecuvântare din viețile noastre este fetița noastră și... Urmează și băiețelul. Da. Și vrem să fim deschiși cu ea, să-i spunem lucruri grele de spus, dar trebuie învățate. Nu înainte de 15-18 da, ani. Când crește. Da. Dar vreau... Când poate nici nu va mai fi nevoie să mai spun. Da. Dar vrem să o învățăm. Da. Cum e? Ea vede în casă rugăciune, știe deja că ne rugăm și deși nu are încă împliniți 2 ani, se roagă cu noi, cântări creștine. Vă cheamă la rugăciune. Dacă vreți să puneți în pat noaptea, seara, fără rugăciune, vă cheamă, hai să ne rugăm. Zice, mama, tata, rugă. Da, sau dacă îi spune, hai să ne rugăm, nu se roagă fără tata. Tata, haide, mă puteam uita. Frumos. Da, dacă vorbim despre rugăciune, la final, v-aș ruga să fiecare dintre voi să înălțați către rugăciune pentru către Dumnezeu, pentru... împreună cu cei care urmăresc emisiunea și care poate s-au confruntat cu astfel de dezastre în viață și și-ar dori și ei o scăpare așa să se transforme dintr-un colț de iad într-un colț de rai, viața lor și căsătoria lor. Haideți, vă rog. Doamne Iisuse, îți mulțumim, Doamne, pentru
momentele acestea pe care am avut, Doamne, care puteam să îți mărturisim lucrările tale în viața noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru mâna ta care ne călăuzește de zi cu zi. Te rog, Doamne, întărește-ne pașii, Doamne. Întărește inima noastră, Doamne. Pune noi, Doamne, un duh nou și statornic, Doamne, o inimă de carne să simtă, să pătrunde cuvântul Tău. În fiecare zi, Doamne, să înnoim mintea noastră, Doamne, cu cuvântul Tău, Doamne, și să alegem în fiecare zi să Te urmăm pe Tine, să ajutăm și pe alții, Doamne, să ajung acolo unde ești Tu, la dreapta Tatălui. Ne rugăm, Doamne, pentru oricine, Doamne, ascultă, să fie întărit, Doamne, să aducă cuvântul Tău mântuire, Doamne, să aducă cuvântul Tău, Doamne, să pătrundă inima cei care ascultă acest mărturie. Și îți mulțumim că aici ne-ai salvat, Doamne, îți mulțumim pentru jertfa Ta la cruce, pentru sângele Tău care încă curge și spală de orice păcat, Doamne, și face din cel mai mare păcătos un om nou în Tine. Te lăudăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Doamne, vin încă o dată să-Ți mulțumesc pentru minunea pe care ai făcut-o în viața noastră, pentru transformarea lui Daniel, pentru că ne-ai salvat căsnicia. Doamne, știm că sunt oameni care ascultă această mărturie și sunt în lupta aceasta, în momentul acesta, Doamne. Sunt atâtea soții care luptă pentru soții lor și suferă. Te rog să le mângâi inima și să le ajut să-și caute bucuria în Tine și să își predea soții sau soțiile în mâna Ta, Tu care ești singurul care poți să aduci o schimbare reală. Te rog, Doamne, să folosești această mărturie ca să fie o încurajare pentru familiile tinere care poate sunt în prag de divorț sau se confruntă cu diverse probleme. Te rog, Doamne, prin aceste mărturii să aduci Tu încurajare și să îi impulsionezi să continue pe calea Ta, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Mulțumim frumos. Au fost împreună cu noi Daniel și Diana Ușvat. Am discutat despre frumusețea puterii lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Și în viața ta, puterea lui Dumnezeu poate să fie aceeași dacă vii cu pocăință înaintea Lui. Dumnezeu să te binecuvânteze!